numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnul să fie cu voi. Ne rugăm la această sfântă liturghie și pentru răposații Adrian, Lino, Luicia, Antonio, Giuseppina, Iosif și Lucia. Într-o lume în care parcă întunericul ne copleșește, în care păcatul este răspândit pretutindeni, răul, un rău care, așa cum vom auzi în prima lectură și în Evanghelia de astăzi, ajunge până acolo încât unii își vând propriul frate, în această lume noi suntem chemați să-L urmăm pe Hristos, să ascultăm cuvântul Său, să ascultăm învățătura Sa, care devine pentru noi lumină, lumină și călăuză pentru pașii noștri. Îi cerem iertare la începutul Sfintei Liturghii lui Dumnezeu pentru acele momente în care și noi ne-am lăsat cuprinși de vălul păcatului, al întunericului, și cerem să ne ierte toate păcatele. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Tată, am păcătuit, dar ca fiul rătăcit, regretăm că am greșit, regretăm că am greșit. Vina noastră-i mare, Dumnezeule Atotputernic, purifică, te rugăm, sufletele noastre în aceste zile de pocăință, ca să ajungem cu inimi curate la sărbătoarea Paștelui ce se apropie, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Genezii. În zilele acelea, Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că era fiul bătrâneților sale și-i făcuse o tunică cu mâneci lungi.
Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toți frații și îl urau. Nu puteau să-i vorbească în pace. Frații lui au mers la Hihem ca să pască turma tatălui lor. Israel i-a zis lui Iosif, oare frații tăi nu pasc cu ei la Sihem? Vino, te voi trimite la ei. Iosif a mers după frații săi și i-a găsit la Dotan. Ei l-au văzut de departe și, înainte ca el să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Ei au zis unul către altul, iată, vine visătorul acesta. Acum haideți să-l ucidem, să-l aruncăm într-o fântână și să zicem că l-a mâncat un animal rău. Să vedem ce va fi cu visele lui. Ruben a auzit și a voit să-l scape din mâna lor. El a spus, să nu-l lovim luându-i viața. Ruben le-a zis, să nu vărsați sânge. Aruncați-l în fântâna aceasta care este în pustiu, dar nu întindeți mâna asupra lui. Aceasta o zicea ca să-l scoată din mâna lor și să-l trimită înapoi la tatăl lui. Când Iosif a sosit la frații săi, ei l-au dezbrăcat pe Iosif de tunica sa, de tunica aceea cu mâneci lungi care era pe el, l-au luat și l-au aruncat în fântână. Fântâna era goală, nu avea apă. După aceea s-au așezat să mănânce pâine. Ridicându-și ochii, au văzut o caravană de ismailiți venind dinspre Galaad. Cămilile lor cărau rășină, balsam și mir. Ei mergeau coborând spre Egipt. Atunci Iuda a zis către frații săi, ce folos dacă îl vom ucide pe fratele nostru și vom acoperi sângele lui? Haideți mai degrabă să-l vindem ismailiților și să nu fie mâna noastră asupra lui, pentru că este fratele nostru și carne din carnea noastră. Și frații l-au ascultat. Au trecut niște negustori madianiți. Frații l-au tras pe Iosif și l-au scos din fântână și l-au vândut pe Iosif ismailiților cu 20 de arginți, iar el l-au dus pe Iosif în Egipt. Cuvântul Domnului. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Domnul a trimis foamete asupra țării și a lăsat fără hrană. A trimis înaintea lor un bărbat pe Iosif, care a fost vândut ca sclav. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. I-au strâns picioarele în obezi, i-au pus la gâtă lanțuri, până când cuvântul lui s-a împlinit, până când cuvântul Domnului i-a dat dreptate. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Atunci regele a trimis să-l lase liber și stăpânitorul popoarelor l-a eliberat. L-a pus stăpân peste casa lui și stăpânitor peste toată averea lui. Aduceți-vă aminte de faptele minunate ale Domnului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să aibă viața veșnică.
Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a zis arhiereilor și mai marilor poporului: ascultați o altă parabolă. Era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultorii ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis, pe altul l-au bătut cu pietre. A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă, l-a trimis pe fiul său la ei zicându-și: de fiul meu le va fi rușine. Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: acesta este moștenitorul, haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea lui. Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie și l-au ucis. Așadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori? I-au zis: pe acei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori care îi vor da roadele la timpul cuvenit. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scripturi: piatra pe care au disprețuit-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun, împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Arhiereii și farizeii, auzind parabolele lui, și-au dat seama că vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțimi, pentru că ele îl considerau profet. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, am învățat miercuri ce înseamnă a-i sfătui pe cei aflați în îndoială. În această seară îl rog pe Duhul Sfânt să pună în sufletul și în inima dumneavoastră o altă faptă de milostivire sufletească: ai mângâia pe cei mâhniți, adică a le reda speranța. Ce înseamnă într-adevăr ai mângâia pe cei mâhniți? E un gest de umanitate pe care noi îl punem în act în fața celui care se află în suferință, în durere, în lipsă, în favoarea aceluia care e singur, disprețuit, la marginea prăpastiei, părăsit de toți în suferință. În antichitate, a mângâia pe cel mâhnit era considerat o adevărată artă. Filozofii erau cei care aveau misiunea de a-i mângâia pe mâhniți. Elemente precum vinul, muzica, somnul erau considerate mijloacele cele mai potrivite pentru a mângâia. Verbul în limba greacă, parakalein, înseamnă a chema aproape și astfel a mângâia înseamnă o prezență alături de cel aflat în suferință, o prezență care consolează, care mângâie. Iar dacă mai este spațiu, atunci pot intra aici și cuvintele. A mângâia pe cei mâhniți devine astfel
fapta de milostivire cea mai dulce, necesară pentru toți ca să o săvârșească și pentru toți ca să o primească. Dacă privim în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, adică înainte de Iisus Hristos, poporul evreu a simțit la un moment dat că toți aliații lui l-au abandonat. Și atunci strigă: Domnul m-a părăsit, sunt singur. În realitate, Domnul era aproape de popor și îl mângâia, așa cum un tată își mângâie copilul, așa cum o mamă își mângâie pruncul. I-a dat poporului legea, a făcut un legământ, i-a dat Scriptura, i-a trimis profeții ca să nu-și piardă speranța, ca să nu deznădăjduiască în fața necazului. Mai apoi îl vedem pe Iisus când este prezentat bătrânului Simeon, acesta exclamă: iată mângâierea lui Israel. El însuși mai târziu, când se va întâlni cu cei în suferință, nu se dă înapoi de la a-i mângâia. Când vede mulțimile flămânde, îi se face milă, se apropie. Chiar proclamă la un moment dat: fericiți cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Mângâie pe toți. Iar atunci când este pe punctul de a pleca din această lume la cina de taină, promite testamentar ucenicilor: eu voi pleca, dar mă voi ruga Tatălui ca El să vi-l trimită pe Mângâietorul și El să rămână întotdeauna cu voi. Mângâie. Mai apoi, în scrisorile Noului Testament, Sfântul Apostol Paul pune de fapt fundamentul teologic al mângâierii. Spune așa: binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus, Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în orice necaz, ca să putem și noi să-i mângâiem pe cei care se află în orice necaz cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Iar tesalonicenilor le spune: nu fiți triști ca cei care nu au speranță. Ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsului, aduce în fața noastră imaginea unui cer nou, a unui pământ nou, în care nu va mai fi moarte, iar acolo maxima mângâiere o dă însuși Dumnezeu, care vine și spune Sfânta Carte: va șterge El însuși lacrimile din ochii celor care plâng. Iar această împărăție începe de fapt aici pe pământ, atunci când eu sau tu ne apropiem de cineva pentru a-l mângâia, pentru a șterge o lacrimă, de fapt îl ajutăm pe celălalt să guste încă de pe acest pământ frumusețea cerului, el să poată trăi astfel pe pământ ca în cer. Această mâhnire nu îmbracă doar dimensiunea aceea strict materială. Există o mâhnire mult mai adâncă. E mâhnirea sufletului. Ne-am întâlnit de atâtea ori cu mâhniri în noi. Avem răni în suflet care par să nu se mai șteargă. Răni adânci care trec greu. Mâhnirea îmbracă diferite haine în viețile noastre. Haine care ne rănesc, ne provoacă suferință, ne dor, care ne împiedică să creștem, care ne zdrobesc de multe ori. Întâlnim mâhnirea sub atâtea chipuri în societatea de astăzi. Vedem oameni singuri, mâhniți că nu-i mai vizitează nimeni. Vedem oameni disprețuiți, mâhniți pentru că le sunt călcate în picioare drepturile. Vedem atâția tineri zdrobiți în speranța unui viitor mai bun. Atâția soți mâhniți în viața lor de familie. Vedem mâhnirea aproape la orice pas. Și ne dăm seama
cât de greu devine a mângâia pe un altul. Spuneți-mi dumneavoastră, cum poți să mângâi o mamă care își îngroapă copilul? Cum poți să mângâi niște părinți care își știu copilul sechestrat departe fără a mai putea face ceva pentru el? Cum poți să mângâi un orfan? Cum poți să mângâi un tânăr care după mulți ani pierde iubirea la care a ținut atât de mult? Îi se zdrobesc atâtea vise. Cum poți să mângâi un om care este pe patul de moarte și e conștient că sunt ultimele lui zile? Cuvintele în aceste momente devin inutile. Cine ar putea mângâia într-un asemenea moment? Iată, ne aflăm fără cuvinte adesea în fața omului mâhnit. De fapt, în fața noastră se prezintă realitatea dură a răului. De câte ori nu v-ați întrebat, de ce, Doamne, suferința, de ce durerea, de ce toate acestea? Oricât de mare a fost iubirea într-o familie, între doi oameni, e imposibil ca la un moment dat răul, durerea, mâhnirea să nu fi trecut pragul casei. Și vin întrebări grele, de ce, Doamne, eu, de ce acum, de ce atâta suferință? Am fost bun, am fost drept. Și întrebările curg și răspunsul întârzie. Și parcă în cele din urmă, undeva în noi răsună un glas, e imposibil ca acel Dumnezeu pe care noi îl numim iubire să ne fi creat și apoi să ne abandoneze. Să privim pentru câteva clipe la dreptul Iob, un drept ca cei mai mulți dintre dumneavoastră, om cinstit, a ajutat pe alții, le-a stat alături și deodată pierde totul, simte că nu mai are nimic și în sufletul lui apar întrebările, vin prietenii să-l întărească, dar nici pe ei nu mai suportă. De ce, Doamne, un strigăt al acuzatorului care nu găsește mângâiere? De ce, Doamne, eu? Și la un moment dat, Domnul îi răspunde, unde erai tu, Iob, atunci când eu am făcut cerul și pământul, când am pus talazuri mărilor? Și Iob înțelege că nu există suferință, durere, amărăciune pe care Dumnezeu să nu o cunoască. Că cel mai mic detaliu, cea mai ascunsă lacrimă pe care noi o vărsăm, lui Dumnezeu îi este cunoscută. Și întrebările lui Iob din Vechiul Testament devin întrebările noastre de astăzi. De ce, Doamne? Eu care m-am pregătit pentru căsnicia mea atâția ani, am crezut în soțul meu, astăzi am intrat în faliment. De ce, Doamne? Mă chinui de atâția ani să-mi găsesc un viitor soț bun și scoți în fața mea doar rebuturi, doar iepave. De ce, Doamne? Eu care am fost dreaptă, cinstită, care am fost corect, nu mai găsesc un sens de ce m-a lovit boala, de ce m-a lovit suferința și nu găsim un răspuns. Și spune Cartea Sfântă, când vorbește de Iob, că atunci când nimeni nu se mai aștepta, când totul părea pierdut, a intervenit Domnul și l-a reabilitat pe Iob. I-a dat din nou mai mult decât avusese înainte. Suntem în situația lui Iob. Parcă Dumnezeu întârzie să intervină, parcă rugăciunile noastre merg undeva în gol și până când, Doamne, ori va trebui să devenim conștienți că atunci când Dumnezeu întârzie, e pentru că ne pregătește ceva mai bun. E că avem în fața noastră un Dumnezeu care gândește cu cel puțin 40 de ani înaintea noastră. Să privim spre Hristos la cina cea de taină.
ia pâinea în mâini și o frânge, o rupe. Repetăm acest gest de fiecare dată. Acel act de a rupe pâinea nu e un simplu gest pentru a putea împărți. Acel cranț care se aude e o adevărată frângere. Iisus care se rupe pe El însuși pentru ca ceilalți să aibă hrană și să poată trăi. Iisus mântuiește lumea. Nu atunci când predica, nu atunci când înmulțește pâinile prin pustiu, ci atunci când atârna pe cruce, pe acel lemn nemilos între cer și pământ. Atunci când viața Lui se frângea, nu lăsați să treacă suferința prin viața dumneavoastră fără a-i găsi un rost. De ce suferința? De ce ajungem la mâhnire? Nu știu. Dar ceea ce știu e că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât și-a dat viața pentru noi. A pus la bătaie toată iubirea Lui pentru ca noi să fim eliberați de suferință. Noi nu avem un Dumnezeu care dorește suferința, ci un Dumnezeu care vrea să ne scoată de acolo. Iar soluția milostivirii în fața suferinței nu e comodă. Nu amăgește, dar nici nu dezamăgește. Milostivirea cere dăruire de sine, jertfire de sine, pentru a putea într-adevăr mângâia. Pentru că noi am fost mângâiați din această jertfire de sine a lui Hristos. Avem uneori tendința să-L transformăm pe Dumnezeu într-un fabricant de cruci. Mereu, Domnul mi-a pus o cruce grea, El m-a făcut să sufăr. Dar în realitate, Dumnezeu nu e fabricant de cruci. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu milostiv. Dacă avem parte de rău, de suferință, de durere, există alte cauze. Putem să le vedem în fragilitatea naturii umane. Putem să le vedem ca o urmare a păcatului. Putem să vedem răul acesta ca o lipsă de implicare din partea oamenilor, indiferență. Sau putem să vedem răul pe care îl experimentăm ca urmare a unor alegeri pe care noi înșine le-am făcut în trecut. Dar în niciun caz nu Dumnezeu e fabricant de cruci. Nu El provoacă mâhnire. Și acum, haideți să vedem cum putem noi să-i mângâiem pe alții. Cum arată adevăratul mângâietor? Adevăratul mângâietor este, în primul rând, o persoană umilă. O persoană care atunci când se apropie de cel în suferință nu spune: "Lasă că știu eu, mă pricep, știu cum să-l mângâi." Nimeni, fără Duhul Sfânt, nu este expert în a mângâia pe altul. De câte ori n-ați încercat să-i mângâiați pe alții și poate mai rău ați făcut? Mi-aduc aminte, odată îmi povestea o doamnă niște cuvinte simple ale unui preot care în ziua de înmormântare a soțului ei au reușit să mângâie. Spunea ea: "Părinte, mi-a spus atunci părintele atât, viața merge înainte." Și așa de bine mi-a prins. L-am întrebat apoi pe preot dacă își aduce aminte ce i-a spus. Nu-și mai aduce aminte. E semn clar că Duhul Sfânt e Cel care lucrează pentru a mângâia. Nu noi, cu forțele noastre, suntem cei care mângâiem. De aceea, înainte de a ne apropia de un altul pentru a-l mângâia, așează-te în genunchi și roagă-te pentru el. Cum arată cel care mângâie cu adevărat? Cel care mângâie mai întâi știe să asculte. Știți, Dumnezeu ne-a înzestrat cu două urechi și o singură gură, tocmai de aceea, ca să ascultăm mai mult și să vorbim mai puțin. Unii se tem că nu vor ști ce să spună celuilalt. Le este frică. Ori, de foarte multe ori, a-l mângâia pe altul nu înseamnă a rosti cuvinte, ci a fi acolo lângă el,
a te simți aproape, a lăsa pe El să-ți sugereze apoi acele gesturi care pentru El pot deveni mângâietoare. Povestea un preot, a venit cineva la birou și a început să-i povestească, să-i spună, și a turuit așa vreo jumătate de oră și preotul nu avea timp să spună decât da, da, da. Și apoi persoana respectivă se ridică și spune, părinte, vă mulțumesc foarte mult, m-ați ajutat enorm. Cu ce v-am ajutat? Spune, primește răspunsul, părinte, sunteți prima persoană care a avut răbdare să mă asculte, să-mi spun oful. Și asta m-a ajutat enorm. Pe să asculți, a asculta pe celălalt este deja o mângâiere. Nu-ți fie teamă că nu vei ști ce să vorbești. De asemenea, atunci când vrei să mângâi, ai grijă cuvintele, gesturile tale să nu-l înjosească pe cel peste care a dat, să spunem, chinionul, peste cel în suferință. Dar mai este ceva. Cel care mângâie cu adevărat e cel care se bucură cu cel care se bucură și plânge cu cel care plânge. Vi s-a întâmplat de multe ori, cred, că atunci când erați bine, când aveați de toate, când aveați poate o poziție bună în societate, să fi avut mulți prieteni în jurul dumneavoastră. Dar atunci când ați devenit unul dintre cei mulți, toți cei care altă dată vă căutau să vă părăsească. Dar mai este ceva mult mai adânc. E mai ușor câteodată să plângi cu cei care plâng decât să te bucuri cu cei care se bucură. Pentru că atunci când vine vorba să te bucuri că celuilalt îi merge bine, deja de multe ori simți în tine un nod, ceva. De câte ori nu v-a săgetat o durere atunci când ați văzut că unui coleg de muncă parcă îi merge mai bine decât dumneavoastră, că un coleg de școală a luat o notă mai bună. Și atunci, în loc să te bucuri, tu însuți te-ai mâhnit. Și vedem cum invidia devine adesea o cauză de mâhnire. Invidia. Fac o mică paranteză aici. Invidia înseamnă să te întristezi de ceea ce ești și de ceea ce ai, să te gândești prea mult la limitele tale, comparându-te cu un altul. Se aplică acea poveste românească cu capra vecinului, ne întristăm de celălalt. De fapt, omul invidios se pedepsește pe el singur, pentru că invidia ne închide, ne provoacă suferință, ne mâhnește. Să vedem dacă nu cumva mâhnirea pe care o avem pornește din invidie. Cum reușim să o descoperim? Vă dau câteva exemple. Era un proverb japonez care spunea: când toate păsării, când toți oamenii se adună pentru a-l aprecia pe păun când își deschide coada, păsările celelalte spun: dar ia uitați-vă ce picioare subțire au. Omul invidios e cel care are întotdeauna un dar pe buzele lui, dar când vine vorba de a lăuda pe altul, mereu găsește un dar. Dar poate nu-i chiar așa. Sau am văzut odată un elev la școală, când a văzut că el a luat doar 4 în lucrare și celălalt coleg de bancă a luat 9, s-a schimbat la față, i-a luat lucrarea din mâini și a rupt-o. Sau altă dată, când o tânără a văzut-o pe o alta frumos îmbrăcată cu o rochie care stătea foarte bine, s-a schimbat la față. Toate acestea sunt semne de invidie care ne duc la mâhnire. Omul invidios se pedepsește pe el singur, se mâhnește. Revin. Cum îl poți mângâia pe un altul? Fiindu-i prieten. Sunt bune scrisorile, rândurile frumoase pe care le poți scrie, dar îl poți mângâia cu adevărat dacă el va simți că acestea vin de la un prieten. Nu e totul ca tu să-l iubești pe el. E necesar ca el să simtă că tu îl iubești și altfel va gusta cuvintele, gândurile tale. Și încă un lucru,
l-am învățat de la elevi. Spunea una dintre fete odată: Părinte, nu mă mai întrebați de ce sunt tristă, ce am pățit. Prefer să-mi faceți un compliment și atunci mă seninez la față. Oamenii așteaptă cuvinte bune de la noi și acestea mângâie mai mult decât întrebările noastre, care de multe ori sunt reci și distante. Așadar, a mângâia înseamnă să fii aproape de celălalt, să fii acolo, să-l lași pe el să ghideze gesturile tale. Și închei spunându-vă din nou o întâmplare. Poate că unii dintre dumneavoastră, mai ales cei tineri, ați participat la Cluj, la întâlnirea tineretului. Povestea părintele Daniel Anj că într-o zi a văzut la o astfel de întâlnire în mulțime o fată scundă ca una de 8 ani, frumoasă ca una de 18, dar în realitate avea mult mai mulți ani. S-a apropiat de ea și a întrebat-o: de unde vine frumusețea asta, zâmbetul, bucuria pe care am văzut-o de la distanță în tine? Ea îi spune părintelui: când eram la liceu, eram supărată pe Dumnezeu, eram mâhnită în mine, pentru că eram atât de mică încât toți mă considerau o ciudățenie. La 18 ani am simțit că Dumnezeu îmi spune: tu pentru mine ești cea mai frumoasă. Și când am simțit că Dumnezeu mă iubește atât de mult că eu sunt pentru El cea mai frumoasă, m-am schimbat total. Am ajuns la facultate, am mers la medicină. Colegii îmi spuneau că sunt cea mai fericită fată din facultate. Iar acum sunt medic pediatru. Copiii, când mă văd, toți aleargă la mine, deoarece cred că sunt unul dintre ei. Când s-a simțit iubită și mângâiată de Domnul, a devenit capabilă să mângâie pe altul. Iubiți credincioși, vă doresc în această seară să simțiți în viața, în sufletul dumneavoastră, mângâierea lui Dumnezeu, care știe orice lacrimă pe care o aveți în colțul ființei dumneavoastră. Și când veți simți iubirea și mângâierea Lui, veți deveni capabili să-i mângâiați pe cei mâhniți. Lăudați să fie Iisus și Maria! Frați, istoria lui Iosif și a fraților săi arată voința Domnului de a întoarce în bine răul făcut celor nevinovați. Mila sa față de cel care suferă fără vină ne încurajează să-i adresăm rugăciunea noastră și să-i spunem: Doamne, ascultă-ne! Doamne, ascultă-ne! Pentru ca Sfântul Părinte, episcopii și preoții, cărora le este încredințată biserica, să-și dea toată silința în a face să rodească împărăția lui Dumnezeu printre oameni, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca experiența lui Iosif să întărească în persoanele descurajate convingerea că Dumnezeu scoate binele chiar și dintr-un rău, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca noi creștinii să fim generoși față de străini, amintindu-ne mereu că nimeni nu este străin în fața lui Dumnezeu și că Dumnezeu dă pământul tuturor, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca iubirea paternă a lui Dumnezeu să ne ajute să rămânem senini și încrezători în încercările vieții, să ne rugăm. Doamne, ascultă-ne! Pentru ca aceia care sunt loviți de vreo nenorocire să nu cedeze ispitei de a se îndepărta de Dumnezeu, să ne rugăm. Pentru ca să găsim totdeauna inspirație de la Duhul Sfânt și tăria interioară pentru a-i mângâia pe ceilalți, să ne rugăm. Amin.
Dumnezeule Părinte bun, care pui la baza bisericii tale piatra aruncată de oameni pe Hristos, Fiul tău, dă-ne harul ca fiind alături de suferințele celor mici, să dăm mărturie despre preferința ta față de cei slabi și săraci, prin Hristos Domnul nostru. Împreună pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Dumnezeule, ca îndurarea ta să-i întâmpine pe slujitorii tăi, spre a celebra cum se cuvine aceste taine, și să-i călăuzească la o viață sfântă prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și pretutindeni, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, pentru că prin post și înfrânare ne ajuți să învingem pornirile rele, ne ridici mintea spre cele cerești, ne întărești sufletul în virtute și ne dăruiești veșnică răsplată prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El te laudă îngerii, te adoră stăpânirile, ți se supun puterile. Tăriile cerești și fericiții serafim te laudă între săltare de bucurie. Alături de ei te rugăm să primești și glasurile noastre, ca împreună să te lăudăm cu umilință, spunând fără încetare. Sfânt, 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 sfânt este Domnul cerurile și pământul, cântă slava Lui. Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. Osana, Osana, Osana întru cei de sus. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au dormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să spunem: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururi, liberi de păcat și feriți de orice teamă, de orice preocupare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cea Ta este împărăția și puterea și mărirea vecii. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care
ta păcatele lumii. Miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți sunt cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. La picioarele crucii tale, biet călător m-am întors, cu hainele rupte și murdare, trist și sărac, singur sub soare. Ce obosit pot fi, Doamne, ia-mă la Tine, unde e liniștea ce-o aveam când eram cu Tine. Ce ce murdar sunt, cum s-apar în fața ta, iată-t noroi pe-al meu suflet, tu m-ai chemat, mi-ai dat putere. Să primesc a ta chemare, va trebui să lupt, să-ți primești chemarea și apoi să scuturi hainele de praful mult al drumului. Va trebui să lupți, să-ți primești chemarea și apoi să-mi scuturi
hainele de praful mult al drumului, de praful mult al drumului. Să ne rugăm. Chezășia moștenirii veșnice pe care ne-ai dat-o prin aceste taine, să sporească în noi, Doamne, dorul după bunurile viitoare, astfel încât să ajungem a le dobândi în împărăția Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, acum și în ceasul Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne faci plătești. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrâmâiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu, preasfântă inima lui Iisus. Inima neprihănită a Mariei, toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, Domnul să fie cu voi,
să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și mângâiați-i pe cei mâhniți. Mulțumim lui Dumnezeu! Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele răposaților Adrian, Lino, Luicia, Antonio, Giuseppina, Iosif și Lucia, pentru ca, răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl Ceresc și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. A noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierde iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condui în veșnica lumină, să te slăvească nerecetat. Strig către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Leagă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine este iertare, și ne temem de tine. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă străjerii virea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate fără de legile Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strig către tine, Doamne. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri răposați de legătura morții și să-i primești în rândul aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-le-lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Azi Iisus Hristos te cheamă, răscumpărătorul tău vrea să te elibereze din robia celui rău. Inima mi-ți stă deschisă ca să intri, Doamne, în ea. Și smerită, umplu-o de iubirea ta. Fă blândă și smerită, umplu-o de